Vă salut! În acest video vreau să vă explic cum se demontează crucea cardanică, pentru că am fost întrebat cum am demontat-o pentru a-i tăia o parte din ea, partea care pivota sus jos. Și dacă se vede, haideți să găsim o poziție mai bună. Uitați, dacă se vede bine, aici are o siguranță. Și într-o parte și în cealaltă se scoate siguranța, apoi se scoate această carcasă, dar mare atenție pentru că în interiorul ei sunt niște bile cilindrice. Ideal ar fi să puneți un carton jos pentru a recupera acele bile. După ce s-a scos carcasa, iese și crucea. Eu după ce am scos-o, am făcut aceste două platbande, le-am găurit și le-am pus de o parte și de alta crucei, apoi le-am dat sudură, iar între ele am băgat o țeavă și țeava prinsă aici de proțap. La fel mă întreba Berzo dacă se rotește pe proțap. Da, se rotește pe proțap, deci nu este fixă. Iar la montare se bagă întâi garnitura de cauciuc. Ideal ar fi să dați cu vaselină pe interiorul acestei carcase și să așezați bilele una lângă alta. Apoi introduceți crucea în acest suport și băgați carcasa. Ați băgat carcasa, împingeți siguranța și apoi trageți garnitura peste. Asta este toată operațiunea de montare și montare, și de reținut când sudați să aveți mare grijă deoarece când sudați, deoarece crucea este găurită pe interior pentru a putea trece vaselina. Când o băgați pe dresor, vaselina trebuie să ajungă la bile. Vedeți că și aici este găurită, pe aici și vaselina la cealaltă parte, dar eu tăindu-o nu mai este o problemă. Deci cam asta am vrut să vă spun, sper că a fost util. Nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu și de ce nu să vă abonați la canalul Georgica M. Vă salut și o zi bună în continuare!